Luminează inima omului de pământ. În întuneric s-a pregătit un plan, numit plan de groază și de strâmtorare, care să lovească între locuitorii pământului și să încerce credința celor cu legământ. El va veni dintr-o dată și pe neașteptat. Dar eu îmi științesc poporul din timp și îmi descoper sfaturile și lumina la vremea potrivită, zice Domnul. Strigarea se face prin puterea Duhului Sfânt. Strângeți odraslele, luați zile deosebite, când varurile vor izbi, să aveți o crotire albă peste voi. Se va face o mare clătinare în rândul cerurilor cu legământ. Se vor împărți în urma valului în păreri, în gânduri și se va forma o dezbinare. Dar pentru cei ce mă prețuiesc, pun la inimă sfatul să proștern și intre cu zile deosebite, voi lăsa semnul păcii. Peste ei va rămâne liniștea de la Duhul Sfânt. Vor pricepe prin lumina și ungerea Duhului Sfânt în un pas din pasul vremii. Carobet, paralot, parabiat. Da! Că planul vine cu constrângere și cu amenințare. Și cei cu inima moale vor tremura. Și cei cu inima împărțită vor da înapoi. Și cei de pe înălțimi vor cădea. Dar cei așezați la picioarele mele în punctul smereniei vor fi păziți de îngerii mei. Sharod farabis, saradot farabiat. Nu priviți în lung și latul pământului, că e negură și ceață. O veni vremea să vă îndreptați privirile spre ceruri. Da, ca să pricepeți ceasul vremii, să faceți pregătiri cum n-ați făcut, să vă dați silințele cum nu vă le-ați dat, ca să dobândiți un de lemn în candelele voastre. Să cereți și să dobândiți brâile albe de putere, ca să aveți putere să răbdați până la capăt. Ca să aveți putere să rămâneți în picioare în strâmtorare. Da, zice Domnul, vă chem la iubire, vă chem la pace de multe vreme, vă chem la unitate. Da, dar să văd unele umflături care au apărut în inimă și în creștetul minții prin mândrie, prin măreție, prin bogățiile pământului, prin locurile dobândite ca locuri de muncă. O, dar eu voi trimite săgeata albă asupra umflăturilor. Și veți înțelege că tot ce aveți, aveți de la mine, zice Domnul. Pentru că am arătat îndurare și față de unul și față de altul. Am arătat milă și pentru familie și alta. Am întins mâna cu dragoste și bunătate și poporul meu s-a umplut de răutate. De judecăți, de dispreț și nemulțumire. Sosit vremea să vă chem la adevărata pocăință. Să scuturați, să scuturați serena și să dezbrăcați lucrurile rele. Să stăruiți, să fiți îmbrăcați cu o inimă plină de bunătate, de îndurare și de milă, că numai în unitate, în rugăciuni, din inimă curată și cu inimă întreagă, veți căpăta răspuns, lumină și putere de biruință. Veți izbuti și veți ajunge la capăt. Amin, amin. Amin.